În dimineața zilei de 8 ianuarie, polițiștii de investigare a criminalității economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Bolintin Vale, au efectuat peste 100 de percheziții în 25 de județe, printre care și călărașul, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2 miliarde de euro prin infracțiuni de fals și de serviciu. Din cercetări a reieșit că mai multe instituții din țară ar fi efectuat plata unor achiziții fictive pentru mărfuri care nu au intrat niciodată în patrimoniul instituției sau plata unor facturi pentru mărfuri supraevaluate pentru care achiziția era nejustificată, neexistând referate de necesitate sau recepție ale mărfurilor achiziționate. Aceste achiziții ar fi fost făcute de la diferite societăți comerciale care nu au personal angajat, sunt administrate de aceleași persoane fizice, au sediul social și domiciliul fiscal stabilite la adresa apropiate și care au înregistrat venituri doar din încasări de la unitățile administrativ-teritoriale, instituții de învățământ și alte instituții.